Alterațiile prezente imediat după cheie poartă numele de armură și ne comunică două aspecte. Tonalitatea în care este scrisă respectiva lucrare muzicală și notele ce trebuie alterate pe întreg parcursul lucrării. Știm din lecțiile anterioare că la cheie fie nu întâlnim nicio alterație, fie întâlnim diezi sau bemoli. Precizare! Nu putem avea la cheie atât diezi cât și bemoli. O tonalitate este compusă fie din diezi, fie din bemoli, și nu ambele variante împreună. Există șapte tonalități cu diezi, deoarece există șapte note muzicale și oricare dintre acestea poate fi alterată. Și bineînțeles, șapte tonalități cu bemoli. Diezul este acel simbol ce, așezat în fața unei note, ridică înălțimea acestea cu un semiton. Bemolul, însă, având rolul opus, de a coborâ înălțimea notei cu un semiton. Pentru a ne face o idee mai clară, vom prezenta armura după principiul unui ceas. Vom avea tonalitățile cu diezi dreapta, în sensul acului de ceasornic, iar cele cu bemoli în sensul opus. Cum ne poate ajuta armura în descoperirea tonalității unei lucrări muzicale? Dacă la cheie nu avem nicio alterație, suntem în tonalitatea do major, dacă melodia are sonoritate veselă. Sau în tonalitatea la minor, dacă sonoritatea este tristă. Do major și La minor fiind singurele tonalități ce folosesc doar sunete naturale, adică doar clape albe. Deci orice armură la cheie face referire la două tonalități. Una majoră, adică veselă, iar cealaltă minoră, adică tristă. Să luăm ca exemplu tonalitatea cu un diez la cheie. Care este rolul armurii? Rolul este de a altera pe întreg parcursul lucrării muzicale notele precizate la cheie. Analizând poziția diezului de la cheie, realizăm că acesta este poziționat pe linia 5, -a, deci pe locul notei FA2. Practic, toate notele FA din această melodie vor deveni FA diez. Atenție! Nu doar FA2! Va deveni fa diez, ci și fa 1 sau fa 3 sau fa din cheia de bas. De ce se preferă însă poziționarea la cheie și nu pe parcursul lucrării muzicale? Având în vedere că aceste note vor fi alterate pe întreg parcursul lucrării muzicale, se preferă poziționarea lor la începutul portativului. Pentru a nu încărca partitura cu foarte multe alterații. Mai mult decât atât, prezența acestora la cheie ne dă informații clare referitoare la tonalitatea muzicală, subiect pe care îl vom aprofunda în următoarea lecție.